Încep să se vadă rezultatele administrării parcării de la Piața Mare din zona Super 2000. Municipalitatea susține că încasările sunt substanțiale în condițiile în care locurile nu au fost niciodată ocupate în totalitate. Foarte mulțumit! În acest moment avem încasări pe o săptămână de 10.000 de lei, de 100 de milioane. Ceea ce demonstrează faptul că și administrarea făcută de către primărie poate fi o administrare eficientă. Astăzi, în ședința operativă, am discutat de instalarea unor aparate pentru taxarea în parcarea respectivă, ca să nu mai avem nevoie de 2 sau 3 oameni permanent în acea parcare. Acele aparate vor fi instalate la intrarea de pe Constantin Brâncuș. Deci trebuie să ne facem și proiectarea necesară ca în momentul în care punem acele aparate să le punem definitiv și intrarea să se facă la limita proprietății domnului Lemnaru, a terasei de la Super 2000. Deci pe acolo va fi intrarea în parcare, de pe Brâncuș în parcare. După experimentul reușit, municipalitatea speră să aplice aceeași metodă și la administrarea spațiului de la Rodna. Sunt convins că exact ceea ce vă spuneam, după 6 luni, atâta doresc să administrez parcarea de la Rodna. Asta nu înseamnă că după 6 luni o să găsesc altă soluție, dar după 6 luni o să vă vin cu datele. Și o să vă spun exact, domnule, am administrat 6 luni parcarea la Rodna și am încasat suma de. Dacă dintr-o parcare de la Super 2000, care n-a fost niciodată ocupată la capacitate maximă, am putut încasa 10.000 de lei, 100 de milioane în banii vechi, da? Parcarea de la Rodna este o parcare și cu capacitate mai mare și cu un rulaj, la momentul acesta, din punctul meu de vedere, mult mai mare decât rulajul de la Super 2000. Deci, pe un calcul simplu, exceptând spațiile comerciale, parcarea de la Rodna ar putea să-ți aducă în fiecare lună cel puțin 20.000 de lei pentru primărie. Nu știu, eu aștept termenul de 15 decembrie. Suntem în instanță cu societatea, dar eu aștept 15 decembrie atunci când primăria ar trebui să preia parcarea de la Rodna. Numărul de locuri disponibile în parcare administrată în prezent de Primăria Târgu Jiu sunt în jur de 100.